Răspunsul la întrebarea asta am vrut să-l aflu mereu. Sunt adoptată? Nu știu, poate! Te-am bătut vreodată? Da! Te-ai îmbătat vreodată? Da! Da, da, sunt sigură de asta, nu te mint! Ai privit de la școală? Da! Da, grav, gen rău de tot! Ai fost vreodată prinsă în timp ce făceai dragoste? Hei, salutare, gașcă, eu sunt Mimi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și vlogul ăsta e mega special și abia-mi doream să fie vlogul ăsta pe canalul meu de YouTube, pentru că în vlogul ăsta alături de mine este Mami! Sigur sunt mama ta? Am început deja cu challenge-ul. Vreau să vă zic că nu aveți idee cât de mult m-am rugat de Mami să facă un singur vlog cu mine. Așa că ăsta e... Nu vreau. Doamne, în sfârșit, în sfârșit a acceptat după, cred că, 2 ani în care m-am rugat de ea non-stop. Ha, Mami, filmează un vlog cu mine. Hai că nu am fost în spatele camerei. În spatele camerelor tot timpul a fost și fără aia nu pot să filmez un vlog pentru că vibe-ul e. Salută-i, Mami, pe urmăritorii mei. Vă salut. Rodișorii mei. Da, cei care ne urmăresc live-urile pe Instagram știu că Mami are rodișorii ei, cum eu am bibișorii și Mami are rodișorii, așa că vreau să vă susținerea rodișorilor în comentarii acolo, nu uitați să apăsați și hanișorilor! Mi-l dai mie? Da, ți-l dau ție, sigur. Hai că noi îi spunem amândoi. Da, Mami la doră pe Hani. Înainte vreau să apăsați pe butonașul ăla de like pentru Mami, pentru că... Nu, pentru Bibi. Ba nu, pentru că m-am rugat de azi. Super mult timp să facem vlogul ăsta, am și emoții, cred că mă vedeți total schimbată și total și Baby acolo. Acum Baby e spatele camerelor. Am mari emoții, vă zic sincer. Doamne, de ce am emoțiile astea? Nici când urc pe scenă n-am emoțiile astea, mă crezi? Tu zici? Și apropo, cred că e primul vlog în care mă vedeți cu șuvițele astea așa blondine. Ce zici, Mami? Îți place lucrul ăsta meu? Super! Îți place, nu? Da, de obicei, de orice mi-a plăcut la tine. Da. Și după cum bine știți, cei care mă urmăriți pe Insta Story, apropo, dați-ne acolo un follow bibi.oficial și lixandru_rodica. Facem promovare la Mamișor! Ca să poți să pui swipe-up. Dați-i follow, Mami, n-ai făcut încă 10.000, nu? Nu. Dați-i follow chiar acum ca să poată să pună și ea swipe-up. Vrea așa să pună swipe-up, așa că dați-i... Instant face Rodi. Instant. Rodișorii, forța prodișorilor. Mami, în 2 minute, gata, 10.000. Da, așa că dați-i follow chiar acum. Câți ai? La asta mă uitam. Deci ai 9.028, da? Facem 10.000, sunt sigură. Homie la follower la Mami! După cum vă spuneam, dacă ne urmăriți pe Instagram, știți că v-am întrebat dacă vreți să facem challenge-ul pe care l-am făcut în vlogul anterior alături de Baby. Voi ați votat că da, așa că facem challenge-ul nebun de pe TikTok alături de Mami. Avem aici căștile nebune la care, știți bine din vlogul anterior că nu aud nicio întrebare, nu se aude prin aceste căști. Mi le pun eu, Mami? Mi le pun eu și îmi pui tu întrebările, da, că da. Te văd super... Îmi zic să faceți pe tăbacă de tine. Hai, las-o! Că e entuziasmat, a zis că abia așteaptă să-mi pună întrebările. Doamne, ce fericită sunt că fac vlogul ăsta cu Mami! Te ador, baby, că ai fost chestia asta! Nu te dau în viața mea nici pe Jennifer Lopez! Acum... Una la un miliard! Crezi că sunt o cântăreață mai bună decât tine? Da! Da! Categoric! Și eu care niciodată nu am cântat. Chiar crezi? Da! Da! Sigur? Garantat! Păcat! Bine? Păcat! Da! Să vezi tu, baby, cât e de bine să vezi lumea de sus! Ți se pare că sunt o mamă exagerată? Nu! Sigur? Nu! Adică nu e sigur? Da! E sigură? Da! Vedeți cum mă citești de pe buze? Te-am bătut vreodată? Da! Da! Sigur? Da! Minte, vă spun! Categoric! Minte, vă spun! Sunt sigură de asta! Niciodată n-am bătut-o, mamă! Da! M-am supărat pe ea, da, de bătut! Da! Minte, acum e rușinat! Da! Te-ai îmbătat vreodată? Da! Te-ai îmbătat vreodată? Da! Da? Eu știam că nu.
Da. Rău? Da, da, da. Sunt sigură de asta, nu te mint. Sunt sigură. Cum aș putea eu să te mint pe tine, mama mea? Te-ai bătat, eu știam. Da. Grav. Îl iubești pe Anto? Nu știu ce să zic. Cred că da, cred că nu. Nu cred așa ceva. Dacă stau bine să mă gândesc, placă, știe exact ce să facă. Dacă stau bine să mă gândesc, cred că da. E, da. Eu mai mult ca sigur știu că da. Ha? Eu nu trag pe nas. Am fumat vreo 3 merceane. E vremea să-mi iau pe house. Ai IQ-ul de la școală? Da. Da, mereu, întotdeauna da. Serios? Da. De bundes, așa? Da, grav, gen rău de tot. Da, zici că aude să mor. Stai, oprește, de ce zic de să uit așa întotdeauna la mine? Da, zici că auzi. Da? Tu sigur l-am numit? Nu, uit! Te-ai certat cu profesorii la școală? Câteodată da, câteodată nu! Oh, eu te credeam copil sfânt. Știi ce? Da! Da! Da? Da! Foarte urât în partea ta. Mă vezi ca o prietenă? Poți conta pe mine? Da! Da? Da! Bravo! Mă bucur! Te bucuri? Da! De ce te bucuri? E, secret! Ce mamă frumoasă am! M-ai mințit vreodată? Nu. Eu cred că da. Nu, sunt sigură că nu. Îl citește pe Google. Nu pot. Citește-l pe Google. Are hack. Sunt sigură că nu. Nu. Ai vrea să pleci de acasă? Nu. Eu știu că da. Tu zici că da? Te-am citit după buze. Atunci da, sigur da. Da, și îmi fugi așa tare. Da, da, da. Păi ce te faci tu fără mine? Nu știu ce zici. Am terminat. Da. Da, da, da. E de acord că ați terminat. Ne-am pus atrabez. Dar poți să-mi pui orice muzică vreau. Ce chestie, ce muzică îmi pune Anto, ca să vezi și tu. Cu prostia. Iubitul lui fie mea îmi pune muzică. Eu am pus otra vez. Nu au nimic. A, ce hație, mami! Mami. Ce mi-a pus? Ce muzică mi-a pus de la Shatra Benz? Eu la 50 de ani? Cu prostia? Să pune... Oh! Oprim? Bine, pune altceva. Ce-i cu ce? Nu, pune o manea, pune o manea. Nu, nu, nu. Nu era. Mami, ai cu mine în Bali. Răspunsul la întrebarea asta am vrut să-l aflu mereu. Mami. Pe mam. Sunt adoptată? Dacă te iubesc? Normal că te iubesc. Sunt adoptată? Nu știu, poate. Nu știu. Nu, 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 nu. Sigur nu. Sigur nu. Fiu, am scăpat. Au, 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 au. Au. Ce mă dă, mami? Mor. Of, of, stai așa, tu ești viața mea. Oricum salamul eu lui ador. Pă salam mi l-a pus în ureche. La 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 la. Ești mândră de mine? Nu știu, poate. Hai, sigur, da, da, da. Mami, hai cu mine în Bali. Știu că vrei să pleci în Bali și de-aia. Cu Anthony. Să aude ce vorbesc, că eu n-au nimic și am impresia că nu se aude nimic. Mă doare și gât. Serios, mă doare și gât de gât. S-aude? Auzi ce vorbesc? Da! Ai simțit vreodată atracție față de o persoană de același sex?
Nu, sigur nu! Păi da, eu cred categoric nu! Te-ai învățat vreodată rău, gen, să nu mai știi de tine? Nu! Ai fost vreodată prinsă în timp ce făceai dragoste? Mai repet o dată, că nu... Ai fost vreodată prinsă în timp ce făceai dragoste? Nu! Categoric nu! Ba da! Ba da! Hotărâște! Sigur da! Sigur? Sigur! Ai făcut vreodată topless? Dacă am făcut ce? Aude, șmechera! Nu aud! Nu-l aud deloc decât că simt... Pă, ai făcut topless? Dacă am făcut nu știu ce! Nu, n-am făcut! Tati a fost primul tău iubit? Dacă mai vreau alți copii, nu mai vreau alți copii. Tati, a fost primul tău iubit? Nu! Nu? Nu! Nu! Bine! Nu. Ba da, ba da! Hotărăște-te! Ba da, categoric e da! Bine! Ce întrebare mi-ai pus? Dacă tati a fost primul tău iubit? Nu, nu, n-a fost. Ba da, iubit! Nu, nu! Pe vremea noastră se numea gagiș fată, dar nu păi ne mai frică, frică, până când te mănitai de aici sau te însurai. Frichi, 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 frichi! El a fost primul și ultimul meu bărbat. Am înțeles, bine. Îți plac piesele pe care le compun? Ce ai nume? Îți plac piesele pe care le compun? Da, bine. Sigur da. Bine, Bibi. Ai vrea să mă las de muzică? Ai vrea să mă las de muzică? Nu! E bine, mă susțin în continuare chiar dacă n-auzi. Categoric nu! Bine. Ai înșelat vreodată? Nu, n-am înșelat niciodată. Te-am simțit după vă, bă, dragă, expertă! Sunt vulpe bătrână! Nu, niciodată! Ești de acord ca Antonio să fie iubitul meu? Categoric nu! Ba da! Ba da! Yes! Sigur e da! Da? Da, e da! Ai consumat droguri? Dacă mă gândesc bine, nu! Da, dacă te gândești bine! Nu! Te-ai gândit frate la mine ca la una? Albinuța mea, mă, cățești mirea ta! Te-ai gândit la mine vreodată ca la un accident? Da! Nu, sigur nu! Ba da! Rămâneți, da! Te gândești vreodată cu regret la vreun iubit pe care l-ai avut înainte să fii cu tati? Nu ți înțeleg niciun cuvânt după buze, mai repet o dată! Te gândești vreodată cu regret la vreun iubit pe care l-ai avut înainte să fii cu tati? Câteodată da! Mama! Tati! Tati! Acesta a fost vlogul, sperăm din suflet că v-a plăcut primul vlog alături de mămica mea minunată, sunt tare fericită, așa că apăsați pe clopoțel, pe like, pe share. În special, nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă vreți să mai fac vloguri cu mami, pentru că... Cât mai multe like-uri. Cât mai multe comentarii. Deci mai vrei să faci vloguri, câte like-uri să facă mami ca să facă? Câte like-uri? 50.000. 50.000, mamă! Haideți, vă rog eu frumos. M-am rugat 2 ani. Fac și unul cu Antonio și unul cu tine. Ia zi, mami, cum te-ai simțit pe care la lume? Excelent. Da? Deci mai facem vlog? Nu prea sunt eu filmat. Da, mami, niciodată n-a vrut să apară. Nici de emisiuni la nimic. Da, tot timpul a refuzat. Emisiuni ca să... Asta trebuie să rupăți butonul de like. Da, da, asta, pentru că e o chestie specială. E în premiere. Da, e o chestie specială pe care a făcut-o pentru voi, așa că răsplătiți-ne cu un like, pentru că înseamnă foarte mult pentru noi. Și dacă se strâng 50.000 de like-uri, vă promitem că o să mai facem un vlog împreună. Și până atunci, scrieți-ne în comentarii idei de vloguri pe care să le fac cu mami. Nu uitați să ne urmăriți pe Instagram, aveți Instagramele video noastre oficial, TikTok, așa, și doamna YouTube, manager, și bagă Facebook, și nebunii. Aveți linkurile noastre de Instagram și oriunde puteți să ne urmăriți pe site-urile de socializare, le aveți chiar în descriere. Noi v-am pupat tare. Vreau să faci încheierea asta cu mine. Noi v-am pupat tare și ne vedem data viitoare. 3, da. 2, 1. Noi v-am pupat tare și ne vedem data viitoare. Ei, a făcut cu mine, mami, outro! Pa!